Planul de afaceri este bun oricând. Bine ați venit! Numele meu este Ionuț Mircea Oprea, iar acesta este Atelierul de Afaceri, noua emisiune a newschannel.ro, care va încerca să vă transforme din ucenici în maestri intrare business-ului. În atelierul nostru veți învăța, printre altele, să topiți și să modelați ideile brute, să puneți cap la cap un plan de afaceri, să vă șlefuiți produsele și să deschideți lacătul oricărei uși care vi s-ar închide în față. Pentru început, stăm de vorbă cu Andra Arașca, manager general ABC Training Consulting, care o să ne spună câte ceva despre planul de afaceri. Aflăm ce este un plan de afaceri, cine și cum îl concepe și de ce trebuie să ținem seama atunci când ne apucăm să-l scriem. Nu în ultimul rând, în acest episod vom afla și care sunt cele mai frecvente greșeli care se fac la planul de afaceri, ca să nu ne dăm cu ciocanul peste degete când intrăm la el. Așa că luați-vă trusa de sculă și să-i dăm drumul! Planul de afaceri este un instrument de planificare a afacerii, atât în fază de startup, cât și în fază de creștere și în fază de maturitate a firmei și acum în fază de deplin, să spunem. Înseamnă să ne stabilim niște obiective de afaceri, obiective comerciale, obiective manageriale, financiare și apoi înseamnă să detaliem etapele prin care putem ajunge să ne atingem aceste obiective. Înseamnă resurse, înseamnă termene la care trebuie să îndeplinim anumite obiective și înseamnă să dimensionăm toate aceste etape în bani. Până să avem acest plan de afaceri pus pe hârtie, trebuie să parcurgem acea etapă de planificare a afacerii. Înseamnă să ne așezăm la aceeași masă, antreprenorul sau managerul, și înseamnă să stea la aceeași masă și specialiști. Antreprenorul sau managerul furnizează informații spre ce piață se îndreaptă afacerea noastră, care sunt clienții vizați, care este portofoliul de produse, cum va fi organizată firma, care este volumul și structura investițiilor, care este numărul și structura de personal și alte resurse atrase în companie. Deci sunt pe partea aceasta descriptivă a afacerii, iar specialiștii în finanțe trebuie să elaboreze proiecțiile financiare pe baza acestor coordonate generale de business. Pentru a face un plan de afaceri, am spus, ne trebuie obiective de natură comercială, respectiv care este piața și cota de piață, respectiv cifra de afaceri pe care vrem să o realizăm pe diverse orizonturi de timp. Vrem să ne gândim, am spus, portofoliul de produse, adică structura cifrei de afaceri pe grupe de produse, structura cifrei de afaceri pe categorii de clienți. După care ne trebuie obiective de natură managerială. Care este structura organizatorică a firmei? Da? Care este organigrama? Care este schema de personal? Care sunt procedurile de lucru? Poate pretenții, eu spus, dar cum se desfășoară activitățile și ce investiții ne mai sunt necesare? Și obiective de natură financiară stricte, și anume vreau să obțin un profit în valoare de și vreau să am un cash în valoare de. Planul de afaceri antreprenorial poate că este cel mai simplu, dar cel mai relevant plan de afaceri, și anume antreprenorul trebuie să-și definească foarte clar afacerea. Ce vrea el să facă fiind inițiatorul, fondatorul acestui business? Care este piața? Care sunt produsele? Care sunt clienții? Și mai ales prin ce se diferențiază afacerea lui față de afaceri similare de pe piață, dacă există pe piață. Planul de afaceri managerial înseamnă să luăm informațiile care vin dinspre zona antreprenorului și să dezvoltăm toate informațiile astfel încât să prindă contur de la etapă la etapă și să știm ce avem de făcut. Asta înseamnă un plan de activități cu termene bine precizate, cu resurse, costuri, venituri, beneficii. Dacă vorbim despre planul de afaceri bancar, aici în general banca furnizează
o anumită structură și un anumit conținut, deci sunt formulare tipizate, care ne ajută foarte mult să ne structurăm și să ne prezentăm informații. Este vorba despre capitolul legat de proiecții financiare. Ori se fac confuzii între aceste situații financiare, ori se fac proiecții super optimiste. O altă greșeală, și din nou trebuie adusă în atenție, este faptul că nu întotdeauna există o viziune clară asupra direcției în care merge afacerea. Un alt element care se mai pierde din vedere este identificarea și promovarea elementelor cheie al afacerii sau elementelor de diferențiere. Putem să avem elemente de diferențiere pe gamă de produse, elemente de diferențiere de natură comercială, să zicem, nu știu, tot timpul am marfă pe stoc sau am servicii suplimentare furnizate după vânzare, da, termenele de garanții, sau am alte servicii, duc marfa acasă clientului, sau am niște facilități la plată, sau un element de diferențiere ar putea fi în acest moment controlul activităților și controlul costurilor. Că în momentul în care îmi reduc foarte mult costurile în companie, eficientizându-mi activitatea, este clar că pot să ofer și produse de calitate bună, dar cu prețuri rezonabile.